Te salut, sunt Mihai și în acest material, dacă ai câteva minute, o să vreau ca să-ți vorbesc despre un aspect negativ când vine vorba despre succes. Și am fost inspirat să fac acest material de unul dintre mentorii mei din Statele Unite și m-am gândit că este un material pe care ar trebui să-l fac tocmai pentru că foarte mulți dintre cei care în acest moment au succes cumva nu spun chestia asta sau nu au curajul să spună chestia asta. De ce? Pentru că este un aspect negativ al succesului, ok? Mi s-a întâmplat deseori să aud oameni care în acest moment și-ar dori cumva să aibă și foarte mulți bani, să aibă și foarte mare succes, dar nici să nu facă absolut nimic. Și nici să nu treacă prin nicio fază negativă de ceea ce presupune succesul. Și vezi, tu, asta nu se poate. De multe ori am auzit oameni care să-mi spună: Mihai, am plecat din companie, n-am plecat la bani mai mulți, am plecat la bani mai puțini, dar sunt liniștit. Sincer vorbind, atunci când vrei liniște, nu o să ai succes. Când vrei liniște, nu ai bani. Adică, atunci când vrei ca să ai succes și vrei ca să ai bani, nu o să ai liniște. O să ai liniște după ce deja ai succes și după ce deja ai bani. În schimb, dacă vrei succes, nu o să ai liniște. Pentru că, vezi tu, succesul... Procesul până la succes nu înseamnă liniște. Procesul până la succes înseamnă, sincer vorbind, să mănânci foarte mult rahat. O parte negativă a succesului este că atunci când ai un produs sau ai un serviciu și crezi cu tărie în cine ești tu ca și persoană, până să ajungi în pragul succesului, va trebui să mănânci foarte mult rahat. Sigur, metaforic vorbind, dar va trebui să mănânci foarte mult rahat. Și asta aș vrea ca să fie un mesaj de alarmă, dacă vreți, pentru oamenii care în această viață își doresc ca să aibă succes peste noapte, pentru oamenii care cred în succesul de astăzi pentru mâine, e bine, așa ceva nu există, dragilor. Nu există să fii un om de succes de astăzi pe mâine decât dacă ai moștenit ceva și ai vândut ceva între timp. Succesul îți cere muncă asiduă, îți cere nerv, îți cere dezamăgiri, îți cere critici, îți cere să îți dorești să renunți de mai multe ori pe zi, îți cere să-ți pierzi încrederea în tine, îți cere să-ți pierzi imaginea ta de sine, îți cere să renunți la prieteni, îți cere să renunți la familie, probabil. Succesul înseamnă și să mănânci foarte mult rahat. Cer să mănânci foarte mult rahat. Și să rog ca să-ți dau o poveste. Când eu am început să intru în industria asta de training, am început acum 13 ani de zile. Sigur că am început într-o perioadă în care eu eram un om mediocru, nu știam eu mare lucru, eram un om arogant, eram și un om ignorant, cumva eram genul de om care le știam pe toate. Okay? Eram un om care critica, eram un om care judeca, eram un om care avea puține principii și alea erau șubrede. Eram un om care nu înțelegeam ce înseamnă să-ți însușești niște valori reale de etică și de integritate. Mai exact, am pornit către succes dintr-un punct zero, ca după 13 ani de zile să devin un om de succes, un om apreciat, un om respectat în public și un om care în acest moment să lucreze cu top companii de la noi din țară. E? Însă vezi tu, din acel punct și până în acest punct actual, au fost 13 ani de zile în care a trebuit să mănânc foarte, foarte, foarte mult rahat. Mi-amintesc în acest moment chiar în primii ani, de fiecare dată când ieșeam public ca să spun lucruri din experiența mea și din ceea ce învățam alături de mentorii mei, de fiecare dată cineva avea ceva de comentat.
De fiecare dată cineva mă critica, cineva mă înjura, cineva îmi trimitea mesaje aiurea, private, mesaje cu amenințări. Cumva a trebuit să mănânc foarte mult rahat. De ce? Pentru că, vezi tu, nu am fost acceptat. Nu am fost acceptat și în perioada în care nu eram acceptat, desigur, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată când crezi în tine și vrei ca să ieși cu el pe... Și când crezi în tine și ai un produs sau un serviciu și vrei să ieși cu el pe piață, la început oamenii te vor ignora. Și te vei lovi de limitele vieții și te vei lovi efectiv de acei pereți, acele ziduri care nu fac altceva decât să te oprească. Și în acea perioadă, îmi amintesc că la nivel de încredere nu eram foarte, foarte sus. Adică orice mesaj mă dezamăgea. Orice mesaj mă făcea să-mi pierd încrederea în mine. Orice vorbă din partea membrilor din familie, care nu era în direcția susținerii mele, mă deranja. Mai exact, orice făceam în direcție cu ceea ce eu îmi doream, pare că se îndepărta de mine, nu se apropia de mine. Au fost o grămadă de oameni care au încercat să mă țină pe loc, care mi-au spus că, oh, Mihai, nu o să reușești. Există alții pe piață, există alții mai buni pe piață. Cine te crezi tu, Mihai? A trebuit să mănânc rahat. Mi-amintesc cum în acea perioadă plăteam o grămadă de cursuri și traininguri prin care eu să devin mai bun și plăteam o grămadă de oameni care din reclama lor îmi dădeam seama că sunt foarte buni. De fapt, nu erau foarte buni, era doar marketingul foarte bun. Și a trebuit să arunc cu banii pur și simplu crezând că îi mă pot ajuta. Am mâncat rahat. Membrii familiei nu mă susțineau și îmi spuneau să-mi văd de treabă și să stau angajat în compania multinațională în care lucram pentru că mi-era bine. Vorba aia, îți oferă, dragul mami, dragul tati, iubitule, îți oferă siguranță faptul că tu ești într-o multinațională. Și adevărul era că chiar mi oferea siguranță, însă știam că pot mai mult. Și a trebuit să înghit fiecare mizerie și fiecare rahat care venea către mine din partea oamenilor. Și e nasol, nu? Mai ales când vine din partea oamenilor care sunt dragi, când vine vorba din partea oamenilor care cumva ai crede că ei sunt susținătorii tăi. Și atenție, ei de fapt chiar vor să te susțină, doar că nu știu cum să o facă. Și atunci încearcă să te protejeze, doar că ceea ce ei nu înțeleg este că te protejează și te limitează. Te protejează de neputința lor și te protejează de limitele tot a lor, nu ale tale. A trebuit să mănânc rahat. Mi-amintesc cum trebuia ca să... Am fost nevoit ca să merg și să iau bani din bancă ca să pot să investesc bani în dezvoltarea mea și să plătesc rate lunare pe ceva ce aparent nu vedeai, adică nu era ca și cum dezvoltarea personală, nu e ca și cum vezi o mașină, adică nu este un obiect pe care îl vezi. Da? Cât de nebun să fii să iei bani împrumut din bancă ca să te dezvolți pe tine, nu? Oamenii nu fac chestia asta, nu? Oamenii iau bani din bancă ca să ce? Ca să-și cumpere o casă, ca să-și cumpere o mașină, dar nici de cum ca să se dezvolte. Și mi-amintesc cum a trebuit să plătesc în fiecare lună rate pentru că am luat bani din bancă pentru dezvoltarea mea. Și mi-amintesc cum în acea perioadă plăteam chirie, plăteam ratele. Și abia mă descurcam. Mi-amintesc cum, la un moment dat, mai ales atunci când mi-am dat demisia, cheltuielile mele erau mai mari decât banii pe care îi câștigam. Am fost în faza în care... Nu știam dacă să plătesc curentul, să plătesc gazul, să plătesc chiria, să plătesc întreținerea sau să plătesc rata. Mi-amintesc acum cum aveam credite la 3 bănci în același timp. Și mă gândeam oare la care bancă ar trebui să plătesc luna asta. Mi-amintesc și acum cum la mine în telefon aveam înregistrate numerele de telefon de la, ale băncilor și de fiecare dată când mă sunau,
Când mă sunau, mi-a apărea pe telefon, nu răspunde. A, ia uite, frate, nu răspunde, mă sună, nu răspunde. Da? Fiecare număr de telefon de la bancă era înregistrat la mine în telefon cu nu răspunde. De ce? Că atunci când vedeam nu răspunde, înseamnă că nu trebuia să răspund. Că vorba aia, ce să le spun? Ce puteam să le spun? Că n-am bani, știau deja chestia asta. Știau chestia asta de acum 6 luni. S-a trebuit să mănânc rahat. Când am început să câștig deja din ce în ce mai bine din zona de training și am început să fiu tot mai activ în viața publică, au început din nou să apară criticile. Au venit din nou mesaje nasoale către mine. Au venit din nou mesaje pe care cumva nu le acceptam și cumva nu știam dacă să răspund la ele sau să nu răspund la ele. Pentru că, vedeți voi, mă rănea în orgoliu. Okay? Era exact perioada în care eram condus de orgoliu și eram condus de eul meu. Despre asta o discutăm altă dată. Dar a trebuit să mănânc mult rahat. Au fost oameni și clienți de-ai mei pe care la care le-am dublat la propriu cifrele și rezultatele și nu mi-a spus niciodată mulțumesc. Au fost oameni la care le-am promis o creștere de 30% și au avut o creștere de 100% și n-au spus niciodată mulțumesc. El a fost un rahat pe care trebuia să-l mănânc, nu? Au fost momente când probabil am făcut ceva pentru familia mea și n-am spus niciodată mulțumesc. Ați vrea să mănânci rahat, nu? Vezi tu, câteodată succesul este un rezultat al cât de mult rahat poți să înduri. Câteodată. Ama, eu am vrut să-l îndur? Da. De ce? Pentru că am înțeles că în mine există un talent și un dar sacru pe care obligat trebuie să-l pun în aplicare și trebuie să mi-l arăt. Mai există și o vorbă care spune că darul lui Dumnezeu pentru mine este talentul și potențialul meu. Darul meu pentru Dumnezeu este ceea ce fac cu talentul și potențialul meu. Și când am înțeles că în mine există un talent și că există un scop și o direcție în această viață, a trebuit să înțeleg că trebuie să am atitudinea potrivită ca într-adevăr să devin un om de succes. A primi rahatul este legat de succes. Vezi tu, nu este important ce se întâmplă în viața ta, este important cum te uiți la ce se întâmplă în viața ta. Așa că, dacă în acest moment îți dorești ca să ai un succes răsunător, o să-l ai, dar atenție, trebuie să îți asumi doar această parte care este negativă, atenție, este una, doar această parte negativă, pe care, sincer vorbind, noi nu o creăm. Așa că, dacă ai atitudinea mea și vei învăța și vei lua exemplul meu de atitudine și te vei pune în fața fiecărei provocări puternic sau puternică și cu picioarele pe pământ, și cu tăria că vei face tot ce stă în putință ca să reușești, o să reușești. Ok? Așa că nu uita lucrul ăsta. Succesul nu vine în condițiile tale. El vine în condițiile lui. Ori te aliniezi, ori nu o să ai succes. Ciao!